În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnal de a fost știrea că la Solovăstru s-a instalat o plăcuță dedicată sopranei Virginia Ziani, care a împlinit 90 de ani. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost materialul despre asfaltările de drumuri din Solovăstru. Pe locul 3 se află știrea despre noile facilități pentru persoanele cu deficiențe. Și pe pagina de Facebook de TV, cea mai accesată postare a fost cea referitoare la Virginia Ziani și plăcut a instalată de administrația locală din Solovăstru pe casa părinților renumitei soprane. Pe locul secund, în topul vizionărilor a fost știrea despre modernizările de drumuri din Solovăstru. Pe locul trei se află știrea despre cardul legitimație pe care îl primesc persoanele cu handicap. Detalii aflați accesând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook regin TV.